My Little Love Bugs. Acum, printr-o rază de soare, așa am apărut și eu, că anunță o furtună destul de urâțică. Dar nu de asta ne aflăm noi aici. Ne aflăm astăzi pentru că începem un nou reading vlog. N-am mai făcut de anul trecut. Am făcut anul trecut un fel de experiment în ceea ce privește reading vlog-ul și am văzut că v-a plăcut și zic, de ce să nu reluăm povestea, deși s-ar putea să fie chinuitor. Am două cărți la book club foarte interesante. Să vedem dacă reușesc să le termin săptămâna asta, pentru că ar fi indicat să le termin până la finalul lunii iunie, fiind cărțile lunii iunie de la Book Club-ul meu. Dacă nu știți despre Book Club-ul meu, vă las în descriere, aveți link acolo către chat-ul nostru și către grupul mare. Și cartea cu care începem și cu care am început de dimineața, am citit vreo 30 de pagini, este Apă proaspătă pentru flori. O carte pe care cel mai probabil cele mai multe sau cei mai mulți dintre voi ați citit-o. Este ficțiune, din ce înțeleg eu, dar este o carte care a fost foarte populară anul trecut. Eu nu prea intenționam să o citesc, adică nu din descrierile fetelor la care mă uit eu cu precădere, a booktuberițelor la care mă uit cu precădere, nu m-a atras așa foarte tare și știți că vă spuneam că la un moment dat, Ildico Sempre, vă las canalul ei în descriere, ea mi-a atras atenția, mi-a surâs atenția, mi-a suscitat atenția pentru cartea asta, pentru că a dat un detaliu pe care nu-l mai auzisem în alte descrieri de la cărți și mi s-a aprins becul și zic, ok, vreau să citesc. Și am propus-o și la book club și între timp a apărut. Și am zis, de ce să nu fac eu și un reading vlog cu ea, ca să vă spun reacțiile mele live, așa cum a fost ca și în cazul Flori pentru Algernon. Dacă vă aduceți aminte, dacă nu, vă las în descriere clipul ăla. Și acolo am jelit și am eu o vagă presimțire că asta o să fie o nouă Flori pentru Algernon pentru mine sau în stilul ăleia. Despre ce este vorba? Nu știu foarte multe, știu doar că avem un personaj feminin central care se numește Violet, de fapt Violet, nu Violet, că e în Franța la reacțiunea, Violet. Și care este paznic la un cimitir, da, sumbru oarecum, dar în același timp interesant. Și de aici rămâne de văzut ce se întâmplă. Are o poveste relativ tragică, începe relativ tragic povestea ei, v-am zis, am citit 30 de pagini de dimineață, am reușit. Și continuăm acum, mai pe seară, mâine și să vedem. Cred că o săptămână o să-mi dau la dispoziție să vedem cum reușesc să termin cartea asta. Despre cealaltă carte am să vă spun când o să ajungem, dacă o să ajungem la ea. Dacă o să mai citesc ceva pe Voxa, o să vă spun. În general știți cam cum decurg lucrurile astea. Da, o să mă pun pe citit pentru că mă gândeam că o să mă duc să fac ceva afară, dar nu, pentru că dacă se anunță furtună, n-are sens. Am văzut că cartea are câte? Nu, mulțumirile sunt separat. Sau la epilogul. 94 de capitole, dar pe capitole însemnând chiar și o pagină sau două. Așa că nu e tocmai ceva de speriat. Așa, autoarea este Valérie Perrin și cartea o găsiți la editura Litera și de asemenea, dacă vreți audiobook, există și pe Voxa sau varianta electronică. Există și e-book și audiobook. O să încerc să mă țin tare de varianta fizică, am tot ascultat audiobook-uri în ultima vreme de când mi-am instalat Voxa, o să încerc să țin audiobook-ul mai ca rezervă, așa, în caz că, nu știu, chiar am treabă și nu am timp să citesc în ziua respectivă sau ceva, dar de principiu o să mă țin mai tare de varianta scrisă tipărită, pentru că ăsta-i farmecul unei cărți până la urma urmei. Să-mi beau ceaiul, că totuși cred că s-a răcit suficient și vorbim mai încolo. Bună dimineața, update din același loc, nu intenționam în mod special, dar nu-i bai. Am ajuns cu cititul la seară până la pagina 84, adică la capitolul 19. V-am zis că sunt foarte scurte capitolele și încerc să citesc pe capitole, să nu mă opresc la jumatea capitolului, dar n-am putut să mă duc mai mult la seară. Aș fi vrut, mi-aș fi dorit foarte tare să citesc mai mult, că începe... Încă nu s-a întâmplat nimic
având 500 de pagini în carte, în primele 100 încă nu s-a întâmplat nimic. Încă nu s-a întâmplat nimic revelator. Având 500 de pagini în carte, era să zic 500 de cărți pagină, da. Având 500 de pagini în carte, încă nu s-a întâmplat nimic revelator, am mai aflat unele chestii despre Violet, a mai apărut un personaj care se promite a fi interesant în poveste, dar în esență nu am aflat mare lucru sau nu s-a întâmplat mare lucru, dar nu m-a deranjat. Ce voiam să vă menționez despre cartea asta este că mi-a plăcut, îmi place foarte tare stilul în care scrie Valerie, se vede că nu e stilul american și încep să observ din ce în ce mai tare la autorii contemporani o diferență mare între autorii europeni și autorii americani. Autorii americani sunt ăia standard în stilul Sarah J. Maas, Colin Hoover, Colin Hoover o cheamă pe aia? Sau cum o cheamă? Da, da, Colin Hoover. Doamne, deci dislexia mea e iară la cote maxime azi. Da. E iar la cote maxime astăzi că nu-mi ies cuvintele și nu știu ce Dumnezeu se întâmplă. Dar ce vreau să zic este că e un stil mai plăcut, se vede că e un stil mai artistic, un stil mai frumos, nu este un stil grăbit, că americanii cumva grăbesc stilul, trec prin câteodată, ori dau foarte multe descrieri dintr-o dată, ți le bagă pe gât și după aceea se întâmplă acțiunea și câteodată ai senzația că acțiunea se întâmplă foarte, foarte repede, ori sunt foarte lente, așa, încearcă un stil din ăsta mai lent, nu știu exact să vă explic, dar îmi place foarte tare stilul ei de scrie, care e combinat cu câteva descrieri, cu câteva povestioare, dar totul foarte scurt, în pastile digerabile, contemporan, adică pentru stilul actual, pentru tineri, ca să spun așa, astfel încât să nu devină copleșitor, să nu devină obositoare sau așa, nici descrierile nu sunt obositoare, nici poveștile nu sunt obositoare, toate sunt scurte, dar în același timp foarte frumos, foarte artistic făcute, ceea ce îmi place. Deci mă face să-mi placă cartea asta deja. Mă atrage și mă face să-mi placă mai mult cartea asta. Pe lângă asta, ce-am mai observat? O paralelă, în mintea mea se creează o paralelă relativ simpatică între cartea asta și Cimitirul de la miezul nopții. Nu că ar fi pe subiecte similare, doar că în momentul în care vorbesc de morminte sau de defunți sau de pietre funerare, spun numele de punctului și data nașterii și data decesului, exact ca la Cimitirul de la miezul nopții de Neil Gaiman, sau Gaiman, niciodată nu-i pronunț corect săracul numele, așa. Și mi s-a părut foarte haioasă treaba asta, deși poate pentru unii este un detaliu macabru, dar pentru mine nu, adică eu n-am o treabă cu chestia asta, dar da, asta ca update, că vreau să vă spun de stilul de scriere, că mi-a atras atenția chestia asta, chiar stăteam și mă gândeam în timp ce citeam aseară, că asta e prost câteodată la mine, că citesc și în același timp mă mai gândesc la o idee și în timp ce citeam mă gândeam la treaba asta că băi, cât de frumos scrie, adică se vede că scrie frumos, e intuitiv, este cu intenție, nu neapărat intuitiv, astfel încât să nu plictisească autorul, dar să-i livreze informația de care are nevoie, elementele alea de care are nevoie, să construiască povestea, dar fără a fi plictisitoare. Ceea ce e bine. We love it! Trece unul cu fiare vechi. Vreți să-l auziți? Cumpăr alumii, cumpăr mașini radiate, aparate de asutură, prost cumpăr alamă, cumpăr televizoare, cumpăr baterii, cumpăr... Da. Asta e maxim, asta e preferatul meu dintre toți, ăsta cu aparate de asudură, e preferatul meu dintre toți care trec, da, e magnific. Da, închidem aici, nu citesc acum că am ceva treabă și vorbim mai încolo. See you later și cu un update mai, să sperăm mai consistent, așa, era să zic controversa. Doamne, deci dislexia mea azi, nu, iar și astăzi nu. De ce sunt atât de portocalii, aș vrea să știu și eu. Este foarte târziu. Am avut o zi foarte lipsită de energie și până la urmă, în seara asta am cedat și am început să ascult cartea în varianta audio, ceea ce nu-mi doream în special să o fac. Nu pot să zic că îmi pare rău în mod deosebit, pentru că este foarte frumos narată, iarăși, pe Voxa. Și este atât de frumoasă cartea asta și este atât de frumos scrisă, încât chiar îmi doresc foarte tare să citesc și celelalte două cărți ale autoarei. Povestea lui Violet este
Pe cât de tragică, pe atât de frumos spusă, practic, din punctul meu de vedere, este povestea unei persoane care n-avea loc pe lumea asta, care efectiv nu... De care nu încăpea nimeni, pe care încurca pe toată lumea, care n-avea loc. Nu, în mod normal n-ar fi trebuit să existe. Și totuși povestea este atât de frumos spusă, tragedia ei este atât de frumos spusă de autoare și îmi place atât de frumos cum a construit personajul și cum împlătește povestea ei cu povestea altor personaje. Și aflăm și de... Ok, aia a fost Udi. Aflăm și de noul ei prieten pe care și l-a făcut întâmplător. Îi aflăm și povestea mamei lui, de fapt. Te rog, nu dărâma casa, dacă se poate. Da, a apucat-o alergatul pentru că are energie acum. A dormit toată ziua în casă, nu afară, că a fost prea cald ca să dormă afară și acum vorbesc de Udi. Și acum după ce am alergat un șoarece pe aici, că se intrase printre țevile la calorifere și nu mai vrea să iasă și a trebuit să-i caut eu iară șoarecele, iar am ajuns în fază. Dar revenind, este atât de frumoasă povestea ei și atât de frumos spusă și în ciuda faptului că este tristă povestea ei, cum a fost abandonată și după aceea relația pe care a avut-o mai târziu cu soțul ei și... cum a fost tratată de el și de socrii și cum tot timpul a fost privită ca un rebut și cu toate astea i-a mers mai departe și descoperirea maternității și a faptului că din instinct a fost o mamă bună, neștiind, ea neavând niciodată o mamă și neștiind ce ar fi trebuit să facă ca mamă, stați că îmi dau lacrimile. Da. Început să... pur și simplu a acționat din instinct și a fost o mamă, chiar acum a ajuns la un pasaj în care îi spunea fetiței, vorbea cu fetița ei, astfel încât să o facă să plece de la mare, pentru că fetița n-ar fi vrut să plece și voia să o convingă să plece de la mare și a inventat o poveste, cum trebuie să se pregătească de Crăciun, adică și toate astea din instinct, pentru că ei nu i le spusese nimeni și nu citise niciun manual că ar trebui să facă așa. Da, foarte interesantă poveste și foarte interesantă povestea mamei și foarte interesantă de asemenea povestea mamei comisarului, pe care n-am reținut cum îl cheamă, dar mai am încă 400 de pagini la dispoziție. Am ajuns pe la 170, pagina 170, din carte, efectiv, dar v-am zis că ultimele capitole l-am ascultat pentru că da, am avut așa astăzi o zi din aia așa foarte plictisită, nu mi-a ars de nimic și nu așa, dar îmi place foarte tare cartea. Foarte tare, foarte, foarte, foarte tare. O altă carte pe care o are este aia cu Macii 3, pe care cred că toată lumea a văzut-o de asemenea, așa este un bestseller. Și de asta cu Duminicele iubirilor pierdute, nu auzisem și n-am auzit nimic și fiind iubiri pierdute în titlu, știți că eu cu romanele de dragoste nu prea mă împac, dar într-un fel și asta este un roman de dragoste, adică este un roman de dragoste, dar nu vine la frumos. Nu este puppy love, nu este... soft love din asta, cu tropuri din astea moderne, adică este un roman frumos, dar în același timp axat și pe trăirile personajelor, nu e doar poveste de dragoste, adică poveștile de dragoste, că sunt mai multe, sunt conexe cu poveștile principale, ca să spunem așa, și că totul se leagă în jurul tragediei, de fapt. Eu, nu știu, până acum am senzația că tragedia oamenilor și tragedia umană este subiectul principal. Dar foarte frumos scrisă cartea. Chiar nu mă așteptam să fie atât de frumos scrisă cartea și îmi pare foarte bine că am ajuns la ea. Să mă demachiez că e târziu, v-am zis. Cât e ceasul? 22:22. Fix. 22:22. Și mă duc să mă demachiez și vorbim mâine. Când o să citesc fizic sau o să ascult cartea, nu știu, să vedem. Hello, 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 hello. Este
Vineri. Și tocmai am terminat apă proaspătă pentru flori. Wow! Wow, ce carte! Wow, cât de tare e cartea asta! Cât de tare a putut să fie cartea asta! Ce faceți? Da, miercuri n-am citit nimic, că am fost plecată și am avut alte treburi și nu mi-a ars. Joi, adică ieri am avut o stare foarte proastă și am ascultat o parte din carte pe seară de-abia. Că altfel o terminam, dacă aș fi citit și miercuri, cred că o terminam ieri, dar am terminat-o acum și este spectaculoasă. Este o carte atât de plină de suferință, dar în același timp are cumva și un vibe pozitiv, pentru că toată suferința asta prin care Violet trece este mânată în același timp de un optimism, de un hai că putem să trecem peste, hai că o să treacă, hai că e rău acum, dar în același timp situația asta nu este permanentă și cumva undeva în străfundurile ei există un mesaj destul de pozitiv. Pe de altă parte, mi s-au părut foarte interesante poveștile celorlalte personaje care sunt conexe cu Violet, ale soțului ei, povestea soțului ei, care inițial a ajuns să crezi că este un om foarte rău și că n-a iubit-o și că a maltratat-o și că a ignorat-o pentru că iată, n-a avut o căsnicie fericită, fiind un copil abandonat, stați că mi s-a agățat ceva de piele aici, așa, fiind un copil abandonat, ea n-a avut o copilărie fericită și a avut și o tinerețe zbuciumată, după care s-a căsătorit foarte devreme cu Filip, cu soțul ei, care ulterior, după o perioadă, a abandonat-o pur și simplu. Nu era violent, ceea ce m-a bucurat, că n-a fost genul ăla de poveste clasică în care soțul devine violent și își maltratează soția, dar abuzurile într-o căsnicie nu trebuie să fie neapărat fizice, abuzurile pot fi și emoționale și ea a avut parte din plin de abuz emoțional, după care vine o tragedie imensă în viața ei și el pare a fi un tip indiferent și la finalul cărții îți dai seama că de fapt omul nu era nici pe departe indiferent, ci doar că el era amputat din punct de vedere emoțional și nu știa să-și exprime sentimentele sau nu știa să reacționeze la sentimentele altora. Îți dai seama la final, în ultimele capitole, că de fapt nici măcar nu avea niște intenții foarte rele și ba chiar își iubea soția, doar că având o mamă din aia de tipul mămicuțelor de băieți care își cocoloșesc mult prea mult băieții, el era pur și simplu amputat din punct de vedere emoțional și nu știa cum să își exprime emoțiile. Și după aceea poveștile celorlalți oameni care poate inițial nu par că au vreo legătură cu ea, dar cumva te fac să înțelegi. Dar sunt acolo poveștile astea pentru că îi servesc și lui Violet ca exemplu. Fiindcă riscă să pice în aceleași capcane ca și Violet și să calce pe urmele lor și să facă aceleași greșeli și poveștile alea vin tocmai în ideea de a încerca să o facă, să înțeleagă că e pe același drum ca personajele respective. Mă refer aici la mama lui Julien și la iubitul ei. Cred că ar trebui să fac mențiunea înainte de a trece mai departe că este vorba de o poveste cu personaje franceze, cu francezi. Autoarea este franțuzoaică. Prin urmare, țineți cont de faptul că francezii au un mod de a vedea și de a aborda iubirea și dragostea și relațiile extraconjugale puțin altfel decât noi. Nu știu dacă știți, dar francezii nu prea sunt ei atât de stricți în ceea ce privește relațiile extraconjugale și de foarte multe ori ei consideră că în momentul în care îți întâlnești marea iubire nu trebuie neapărat să ți-o consumi atașându-te de el și sufocând persoana respectivă, da? Cumva fiind unul din mesajele cărții și unele din personajele din cartea asta fac, deși se iubesc foarte mult și realizează că sunt suflete pereche, ajung să nu fie împreună
pentru că își dau seama că iubirea lor s-ar stinge altfel. Și, mă rog, e complicat și nu vreau să vă dau foarte multe spoilere, dar nu încercați să țineți cont de treaba asta, da? Pentru că, cumva, la prima vedere, pentru un român care are niște concepții clasice despre viață, căsnicie și așa mai departe, ar părea cumva foarte imorale lucrurile astea sau foarte volatile așa și sau chiar absurde. De ce dacă îl iubești un om nu te duci după el și nu îl iubești și nu ții la el și nu tragi de el să aveți o relație? De aia, pentru că ei nu gândesc așa, ei nu gândesc în termeni ăștia. Da? Deci țineți cont de aspectul ăsta. Apoi, cartea însesată de foarte multe pilde, să spunem, de foarte multe gânduri și foarte multe lucruri raportate la viață și la moarte și te face cumva să te gândești puțin la importanța vieții, la importanța trăirilor din momentul respectiv și la cât de important în același timp este moartea, pentru că noi trăim foarte tare cu frica de moarte ca oameni și cu frica de a fi uitați și cu frica de a nu fi de a nu lăsa nimic în urmă. Și cartea asta cumva dezbate și subiectele astea, fără să vă dau iarăși prea multe spoilere și, da, foarte frumos scrisă, v-am spus, are un lirism și are o formă foarte frumoasă de a fi scrisă cartea asta, a fost spectaculoasă, mi-a plăcut. Iarăși o chestie neobișnuită pe care o întâlnim în cartea asta, cel puțin neobișnuită dacă citiți foarte multă literatură americană, este că personajele își vorbesc cu pronume de politețe, vorbesc cu dumneavoastră, nu se tutuie din prima, ceea ce nu întâlnești în cărțile contemporane americane cu precădere, pentru că nu se mai poartă, da? Un respect deosebit pe care îl au personajele, dar felul în care este scrisă mi-a plăcut foarte mult, adică felul în care limbajul abordat de autoare, stilul ei de a scrie, stilul ei de a povesti, stilul ei de a-ți da detalii fără a fi prea multe detalii, fără a fi prea încărcată. Citisem că pe asta, pe Goodreads, review-ul Loredanei de la Ascult și Citesc, că și a citit cartea asta și citise review-ul ei și ea zicea ceva de genul că sunt prea multe povești acolo care se leagă de povestea principală și cumva parcă nu și-au sensul, ba, dar eu le-am văzut sensul la toate. Eu am văzut sensul fiecărei povești pe care a spus-o autoare aici și care a fost legată de povestea principală, de povestea lui Violet, a soțului ei și a fiicei lor, care, mă rog, are un sfârșit tragic și la sfârșit iarăși un plot twist, un mic plot twist la care nu te aștepți în mod special, știți? Pentru că te gândești mai mult la poveștile de dragoste și la traume și la alte lucruri, nu te gândești la acel plot twist care are sens dacă stai să te gândești. Și iarăși mi se pare că într-un mod foarte delicat și foarte subtil dezbate povestea asta cu natura umană, cu felul în care ne atașăm excesiv de tare de copiii noștri sau de oamenii din jurul nostru și îi sufocăm și nu le dăm drumul, sau felul în care îi abandonăm deși suntem lângă ei. Și mi-a plăcut foarte mult, v-am zis, mi-a plăcut. Cred că este una din cărțile mele preferate de anul ăsta, hands down. Cel puțin în ce privește cărțile astea de beletristică, cred că este una din preferatele mele de anul ăsta. Hands down, băgată la favorite, nu mai în cap îndoială că i-am dat 5 stele. Mă bucur tare, tare mult că am citit-o și că am ajuns la ea. Nu a existat nicio referință la faptul cu, ca să vă zic ce m-a făcut pe mine curioasă, la Ildico, și cred că o să mă duc să văd review-ul ei la cartea asta, pentru că înțelesesem ceva legat de faptul că Violet își regăsește tatăl sau se reîntâlnește cu tatăl ei sau își găsește, pentru că Violet este orfană. Și înțelesesem ceva de faptul că formează o legătură nouă cu tatăl ei sau ceva, nu, n-are nicio treabă. Nu știu cum am înțeles eu treaba asta, dar nu, n-are nicio treabă. Nu are nicio legătură cu treaba asta, nu este, nu. E clar că ea este orfană și pur și simplu viața ei a trecut peste detaliile astea, adică n-a căutat să-și caute părinții, n-a fost în
N-a fost, nu știu, măcinată de chestia asta, că cine-i sunt părinții și unde sunt. Nu, și-a acceptat soarta de copil orfan și-a trecut peste. Nu știu de unde am înțeles eu treaba asta, cumva aia m-a făcut să citesc cartea, dar e bine că oricum m-a fraierit să citesc cartea, că mă bucur tare mult. E foarte frumos. În primul rând mi-a plăcut, cum ziceam, stilul de scriere al autoarei, care se vede că este studiat și este un stil din ăsta... rafinat în timp și că a studiat, adică nu știu exact, chiar n-am căutat, dar o să caut să văd dacă a terminat ceva litere sau ceva și chiar s-a pregătit pentru a deveni scriitor, dar cumva asta îmi transmite că femeia pentru asta este destinată și s-a pregătit pentru așa ceva, pentru că nu este stilul ăla din topor clasic făcut de cineva, de un autor care a apărut ca ciuperca după ploaie, doar pentru că și-a dorit el să scrie o carte în viața lui, știți? Și iarăși, prin cuvintele folosite, nu pot să nu remarc faptul că are o cultură foarte vastă autoarea și foarte frumoasă. Și da, mi-a plăcut foarte tare. Deci, cum ziceam, este vineri. Practic, mai am 2 zile și vreo jumătate din săptămâna asta. Mă gândeam să încep următoarea carte de la Book Club, care este Doamna Apelor, dar nu o voi începe pentru că cu siguranță nu o voi termina. Doamna Apelor de Filipa Gregori, care este volumul 3 din... seria cu York și Lancaster și nu știu ce este, următoarea carte după Regina Albă și Regina Roșie. Aceea este următoarea carte la Book Club, dar nu cred că o voi începe weekendul ăsta pentru că nu cred că am timp să stau ca să o și în asta și atunci îmi voi alege o altă carte, ceva mai lejeră, nu știu ce exact, am să vă spun imediat cum mă apuc de ceva, cum găsesc ceva. Mi-au venit și niște cărți, să vi le arăt acum, sau să vi le arăt în vlog. Că filmez și un vlog în paralel. Hai că vi le arăt în vlog, că mi-au venit și niște cărți de la Elefant, dar astea sunt pentru vacanță, pentru când mă duc în vacanță, nu pentru acum. Nu știu dacă să încep aici cărțile astea sau să mă ating de altceva. I don't know, sunt puțin împărțită, dar da, foarte frumoasă cartea asta și mă bucur teribil și vă recomand să o încercați, să-i dați o șansă și spuneți și voi cum vi s-a părut, dacă ați citit-o și, cum ziceam, eu vă recomand să o citiți pentru că e tare, tare frumoasă. Hai că mă decid ce voi încerca să citesc pe în următoarea perioadă, până la final de săptămână, ca să avem un reading, weekly reading blog așa complet și vorbim după aceea. Aseara m-a dormit. Adică m-am apucat de citit și după aia m-a dormit și nu v-am mai updatat cu ce anume am început eu să citesc în continuare acestui reading vlog. Deci suntem în ziua de sâmbătă. Să vedem cât o să reușesc. Nu știu dacă o să reușesc. A, și mâine să termin cartea asta. Stați că mă mănâncă brusc și dintr-o dată ochiul. Așa. Dar m-am apucat de una din cărțile pe care ziceam că nu vi le arăt. Într-un final m-am decis eu. Bă, știi ceva? Ia că mă apuc de cartea asta și este vorba de A fost odată o inimă frântă, o carte, o nouă serie scrisă de Stephanie Garber, cea care a scris Caraval, seria Caraval, din care am citit primul volum, Caraval, se pare că are obiceiul să-și numească seriile după primul volum și este un fantasy young adult something something, ceva de genul, în stilul Caraval, avem de-a face cu o lume magică, am citit undeva la 80 de pagini aseară și am capitulat după și asta pentru că mi-era somn, dar ideea de bază este că nu știu despre ce e vorba în cartea asta. Am înțeles că avem un personaj principal care se numește Evangeline și avem un alt personaj principal care se numește Jax. Jax este o soartă. Ce este aceea o soartă? N-aș ști să vă zic exact. Ceva un fel de zeu, ființă magică, ceva de genul ăsta. Toată acțiunea se petrece, evident, într-o lume nouă construită de la zero, de la zero, nu de la zero, de la zero, de Stephanie Garber.
Avem probleme de dragoste, din ce înțeleg până acum, pentru că Evangelin se duce la acest Jax, această soartă, să o concilieze în materie de probleme de dragoste, pentru că se pare că i-a fost furat iubitul. Și de aici încep niște lucruri. Se întâmplă treburi, dar n-aș ști să vă zic ce. Adică n-aș ști să vă zic în ce direcție se duce cartea și despre ce este exact vorba. Dar avem o lume magică, o lume nouă, ceea ce e bine pentru că este o carte total diferită de ce am citit până acum. Și anume de apă proaspătă pentru flori. We love it! Până aici, ok, cam slow așa la început, dar da. Construcția lumii magice a ăsteia, lumii ăsteia noi, parcă nu e atât de dezvoltată ca în Caraval. Nu știu de ce, dar nu m-am putut abține să nu fac comparații. Și în rest, toate bune și frumoase. Așa că rămâne să vedem cât o să citesc eu în weekendul ăsta și oricum la final de tot o să vă dau un update când o să termin, nu știu când o să fie asta, că e mâine, că e peste 2 zile, că e peste 5 zile, nu știu. Dar o să vă dau un update despre cartea asta și o să vă zic cum mi s-a părut la final ca să încheiem, ridic vlogul ăsta așa, totuși cu niște impresii. So, see you later, alligator! Îmi pare rău pentru prezența mea atât de apetisantă, dar tocmai ce m-am copt puțin în bucătărie pentru că am făcut cele mai bune paste din lume. Sunt paste cu pui și pesto, pesto făcut de mine, pesto de busuioc făcut de mine. Just take a look, pentru că pe lângă cărți, pe aici pe canalul ăsta ne place și mâncarea și este divinisim. Bine, mi-aș fi plăcut să am pene în loc de gnocchi, dar mă rog, de-astea am avut, de-astea am pus. Dar este divin. Și motivul pentru care ne-am adunat aici este că voiam să facem încheiere pentru cartea asta și implicit pentru vlogul ăsta, pentru reading vlogul ăsta, care s-a prelungit mult mai mult decât m-am așteptat, dar pentru că au intervenit alte lucruri și pentru că a fost un pic de mare între și pentru că așa. Am terminat cartea asta pe care am ales-o, practic ar fi a doua carte pentru reading vlogul ăsta. O să încerc, promit că încerc. Nu promit că-mi și iese, deci să atenție la nuanțe, da? Promit că încerc pe viitor să fac din vlogurile mai structurate și poate cu mai multe detalii interesante, așa, fără spoilere, nu știu, încerc. Promit că încerc. Da, a fost odată O inimă frântă de Stephanie Garber, cealaltă serie a ei, în afară de Caraval, și să știți că mi-a plăcut foarte tare cartea asta, chiar nu mă așteptam, mai ales că am intrat în ea fără să știu nimica nimicuța de ea, așa, dar este o lume iarăși, o lume nouă, creată de la Zoireau de Stephanie Garber și avem magie, foarte multă magie, avem blesteme, avem personaje magice, avem vampiri, avem de toate în cartea asta, este fantastică. Plecăm de... povestea se deschide cu o fată care se duce la o... soartă, că așa se numesc, sunt niște ființe magice care se numesc sorți și se duce la o soartă care este responsabilă cu iubirea și îi cere acestuia să o ajute în materie de iubire, evident, fiind soarta responsabilă cu iubirea. Și de acolo se întâmplă o grămadă de lucruri, se declanșează un întreg lanț al slăbiciunilor sau se deșiră un întreg lanț de evenimente care mai de care mai ciudățele. Dintr-o fată orfană, vedeți tematica apropo de apă proaspete pentru flori, vedeți tematica? Da. Dintr-o fată orfană ajunge erou național, după care ajunge o proscrisă pentru că ajunge să fie considerată criminală, adică trece prin toate stadiile posibile. Ceea ce mi-a plăcut mie foarte tare și ce am observat eu de la început este legătura care se formează între Evangeline, așa o cheamă, Evangeline, și soarta noastră responsabilă cu iubirea, și anume Jax, care are un sărut foarte otrăvitor, în sensul că dacă el sărută femeile, le omoară,
pentru că el este blestemat, că și sorțile astea au și ele blestemele lor, adică nu e chiar așa simplu, și el este blestemat să nu-și găsească niciodată iubirea adevărată, doar în momentul în care se va găsi acea fată care să nu moară din sărutul lui, poate să considere că și-a găsit iubirea adevărată și trece și el printr-o grămadă de peripeții, dar aventura cu precădere se trece între Evangeline și Jax, care trebuie să facă față la foarte multe lucruri. El o folosește pe ea pentru scopul lui malițios, ca să spunem așa. Ea pleacă de la faptul că vrea să-și salveze iubirea, iubire care se dovedește a fi o iluzie, că de fapt nu-l iubea pe băiatul ăla pentru care se dusese să consulte soarta asta. Deși Jax îi spusese, zice, vezi că asta nu-i iubire. Ea s-a încăpățânat că nu. Și într-un final s-a dovedit că Jax a avut dreptate, dar trece prin foarte multe peripeții. Practic își urmează un scop egoist și ea, dar cu precădere Jax se folosește de ea pentru scopul lui egoist. Și se creează așa o legătură între ei și există constant o tensiune între ei, ceea ce mi-a plăcut. Și iarăși implicația mai multor personaje cheie, cum ar fi sora ei vitregă, pe care eu din prima am suspectat-o ca fiind vrăjitoare, nu știu cum ea n-a văzut. Deci eu, din primul moment în care ea s-a dus și a zis, cred că iubitul meu este blestemat, zic, da, cine crezi că a făcut-o? Hello? Nu, ea era singura care nu vedea chestia asta. Anyway, până la final se dovedesc că lucrurile sunt mai complicate decât păreau, nu doar că sora ei vitregă era vrăjitoare. Și da, mi-a plăcut finalul și ce pot să zic este că mă bucur foarte tare că am și volumul 2 și voi continua. Nu cred că imediat, cred că o să las un pic să respire cartea asta, dar voi continua cu volumul 2, cel mai probabil. Și... i-am dat 4 stele și i-am dat 4 stele pentru că nu mi s-a părut la fel de dinamică ca și Caraval. Nu știu de ce, dar parcă mi-a plăcut mai mult Caraval și cu construcția personajelor și construcția lumii. E drept că în seria asta, nu pot să nu fac comparație între cele două, e drept că în seria asta sunt mai multe personaje și cumva oarecum mai diverse decât în Caraval, dar acolo parcă și construcția lumii și toate dramele și toate relațiile astea dintre personaje au fost mult mai bine construite, dar nici aici nu-i rău, i-am dat 4 stele, nu știu, poate îi dau 5, nu știu, mă mai gândesc, just... Aveam terminat cartea, deci acum am terminat, cu 20 de minute am terminat-o, de-aia zic că mai stau și mă gândesc la notă, dar de principiu cred că 4 stele i-am dat. Deci, avem reading blog încheiat pentru apă proaspătă pentru flori și un fantasy foarte, foarte frumos. Fantasy Young Adult, habar n-am, eu nu știu să fac diferențierea asta pe tropuri ca alții, că unii sunt foarte specifici. Pentru mine fantasy-ul e fantasy și toate sunt fantasy, adică nu știu cum să zic, știți? Adică Young Adult-ul e fantasy, nu știu, mai erau ăsta teenage books, nu știu, erau tot felul de, dacă vă uitați la americană, vedeți că ei fac o grămadă de împărțiri, eu nu, pentru mine toate sunt fantasy. So, dar mi-a plăcut foarte tare, mi-a plăcut construcția lumii, mi-a plăcut personajele, chiar și alea mai puțin plăcute, chiar și alea mi-au plăcut cum au fost făcute, acțiunea de principiu, putea să fie, cred că, un pic mai scurtă cartea, mă gândesc că putea să o scurteze puțin, că la un moment dat erau niște pasaje pe care mi s-au părut puțin cam trase de păr așa, dar în rest bine. Iar despre apă proaspătă pentru flori, deja am vorbit 3/4 din clipul ăsta, nu mai e cazul să zic nimic, clar una din cărțile mele favorite top de anul ăsta, dacă nu cartea mea favorită până în prezent. Îmi place foarte, foarte tare. Și poate cu ajutorul Voxa să descoperi și celelalte cărți ale lui, cum o cheamă? Valerie Perrin și Stephanie Garber. Da, poate să descoperi și celelalte cărți a ei, nu știu, mă gândesc, habar n-am. Dacă ați citit cărțile astea, dacă v-ați intersectat cu ele, spuneți-mi și mie părerea voastră. Clipul ăsta, pentru că m-am lungit cu el și pentru că a fost episodul cu mare între, o să ajungă ceva mai târziu la voi decât îmi propusesem inițial, adică cred că o să fim în iulie când o să ajungă la voi.
Și de-aia în iunie am postat cam un clip pe săptămână, dar în iulie ne întoarcem la două clipuri pe săptămână, joia și duminica. Și bineînțeles bonus podcast-ul, dar ăla-i alt subiect. So, here you go, folks. Astea au fost cărțile mele din reading logo ăsta. Spuneți-mi dacă și voi ați încercat cărțile astea, dacă le-ați citit și cum vi s-au părut. Și dacă vreți să mai facem reading loguri și de, eventual ce alte cărți similare să mai încerc. Vă pup, eu în continuu să mănânc pastele și ne vedem în următorul clip. Ciao!